Iang. Mamă. Deci, oameni buni, stați un pic că nu vine să cred. Deci nu vine să cred că astăzi în emisiune se întâmplă treaba asta. Stați, mă, cu topele. Avem bucătari din toate țările lumii să mâncăm. Altfel merge viața, altfel. Stați să vedeți ce avem. Vă rog frumos, luați un loc, simțiți-vă bine. Ia, cum vorbesc eu cu ei acum, da. Ia, stați, numai o secundă, nu, fiecare cu treaba lui aici. Deci aici îl avem pe prietenul nostru. Ne cunoaștem, un prieten foarte vechi, n-ai zis nimic că vii la emisiune. Dar cum ți-au pus aici Spania? Ia uite. Da. Armando, un al spaniolez. Julio. Julio del restaurante Don Quijote. Don Quijote, adusiatos. Con una paella. Una paella, trăiască, Doamne ajută. Ole! Foarte bună. Foarte bună. Oameni buni, deci oamenii chiar au auzit îndemnul meu când am zis veniți la ProTV, mâncare. Foarte bine. Ia un loc, să vedem aici, l-avem pe prietenul nostru, Huang Yang. Huang. Bună. Bună. Am zan. Da. Huang, da. Eu sunt restaurant Zau. Zau. Da, eu fac bună. Peste de veveriță. Paste de veveriță? Peste. Pește de veveriță. Pește de veveriță? Da. Veveriță? Veveliță. Veveliță. Asta e pește de veveliță? Da. Asta e porția de la tine? Da. Da, mulțumesc, prietenii mei din China, mulțumesc mult! Ne pun la chirie! Costas! Bine te-am regăsit! Partenerul lui Bodo! Exact, bine v-am regăsit! Bine ați venit! Haideți să vă facem de prezentare! Bă, băiatule! Picioare de crab! Da. Sepie, calamar, creveți. Da, stați că nici nu mai știu. Și caracatiță. Doamne sfinte, mă simt ca la MasterChef, Răzvan Podor, unde ești? Unde ești să vezi ce se întâmplă? E perfect. Doamne, așteptați un loc, deja îmi bate inima, oameni buni. Îl avem pe prietenul nostru, Hagi din Turcia. Da. Hagi. Hagi e foarte iubit în Turcia. Da. Fotbalistul și, Hagi. Și eu aici. Da. Hagi. Da, mă aduc un plato pentru ziua dumneavoastră. Da, ziua mea, mulțumesc mult, Doamne ajută. La mulți ani. Mulțumesc mult, multă cărniță, cartofior, tot ce trebuie. Da. E perfect, Hagi. Mă bucur. Eu vreau să vă spun, oameni buni, că bucătarii sunt chiar de nationalitatea țării din care vin. Adică avem Spania, China, avem Grecia, avem Turcia și aici Japonia. Japonia. Am adus pentru dumneavoastră foarte, foarte special sushi, numește sushi. Așa, seara. Da, am înțeles că dumneavoastră sunteți singurul bucătar din România care dețineți o medalie specială. Da, uitați aici. Pe care, cât multe? Multe. Toate, seara. Da. Deci sushi de la prietenii noștri din Japonia. Da. Asta e medalia? Da. Culinar, ia uite. Da, aici este oficiarul. Foarte tare. Da. Haideți. Mulțumesc. Mamă. La mulți ani. Mulțumesc, dar am uitat. Nu am problem. Am înțeles că dumneavoastră ați câștigat locul 3 în lume la bucătărie. Da, internațional. La sushi, locul 3 în lumea asta. Da, adică la campionatul de sushi sunteți locul 3 în toată lumea? Da. Mamă. Mergem mai departe. Îl avem aici pe prietenul nostru, Salvo. Ma che fatto, eh? E vero? Italia! Italia, Sicilia. Italia. Am făcut carbonata. Carbonata. Criftele di Alice. Criftelițuța, da. Crifteline di Alice. Și foarte bine. Asta mi-a plăcut întotdeauna la italieni și la francezi. Da. Ei au întotdeauna grijă la dietă, să fie un picuț acolo pus, adică... foarte... Opa! Deci, ce avem aici? Carbonata. Da. Asta e făcută cu legumile fritte. Da. Asta sunt criftele di Alice. Polpette di Alice, da, ne place, ne place. Mulțumim mult de tot. Doamne ajută, vă mulțumesc mult, prietenii noștri din Italia. Frumos, Mexico. Italia. Avem aici... Mexico! La mulți ani. La mulți ani. Și am venit cu un cadou pentru tine. De mâncat? Mâncăm și pe asta? Nu, mâncăm. Un tablou, că sunt bucătar și artist. Da? Pentru tine. Deci asta ați pictat? Da. Sunteți senzațional, pe cuvânt. Sunteți pasionat de pictură și am înțeles că colegii mei îi spun în cască. Adică de asta par eu că sunt așa inteligent și știu tot. Deci, dumneavoastră v-ați stabilit în România acum 3 ani de zile? Așa, cu soția? Da, din Mexic? Căsătorit, nu, sunt căsătorit cu Romanca. Ah, Romanca! Da. Ole! Da. Arriba! Arriba! Și ăsta e un cadou, un sombrero. Tot pentru mine? Da! Doamne ajută! Da, vreau să vă întreb ceva, sombrero, artă, mâncare, dar ceva iute pentru Arriba? Arriba! Eso. Ce avem? De mâncare avem, da, enchiladas de mole, quesadillas.
enchiladas de mole. Ce înseamnă asta? Mole e un sos făcut cu ardei și ciocolata. E ceva... Mamă, deci pe cuvântul meu de onoare, dacă se uită colegii de la MasterChef, chiar sunt invidioși pe noi. Uitați aici, din toate colțurile lumii, super bucătărie, foarte tare. Deci și tacos de carnitas. E carnitas, carnitas, ne place carnitas. Da. E... Tacos, tacos și quesadillas, quesadillas de pui și vita. Am înțeles. E cașcaval cu tortilla. Da, am înțeles că dacă mănânci mexican, iute, arriba... Iute, cine vrea, da, dar mâncare mexican, e, cine vrea iute, mănâncă iute, cine nu vrea, nu. Dar avem sos iute, cum să nu vezi? Da, funcționează roșu, o treabă? Da, cum grande. Da, foarte, si. Foarte frumos tablou, mulțumesc mult de tot. E pictat de dumneavoastră, nu? Da, da, acolo scrie, uite, Julio César Rivera. Foarte frumos. Și e de fapt un alt fel de artă, pentru că a spus aha, și... e o fată îmbrăcată cu haine tradițional din Oaxaca. Oaxaca e... Da, da, văd că ați mai pus și alte... Uh-huh. Un fel de colaj. Un fel de colaj, da. Foarte frumos. Vă mulțumesc mult de tot. Mi-l dați mie, nu? Da, sigur. Mulțumesc mult de tot. Arriba! Doamne ajută ziua ta să fie în fiecare zi, măruță. Doamne ajută! Să rămână? Noi suntem în Guroaice și nu foarte cunoscute pe București. Am în familia Andrei Neamuri din Ungaria. Cu ceva iute și picant am venit astăzi la dumneavoastră să vă zicem la mulți ani. Sunteți din Brașov? Suntem din Brașov. Numai un pic să... Da. O pălincă! Ai arriba! Să știți, să luați un pic microfonul ca să vă auzim la microfon. Da, deci, oameni sigur. Buni, astăzi la emisiune vorbim despre toate felurile de mâncare din toată lumea asta. Vă vine să credeți așa ceva? Doamne ferească Dumnezeu! Deci la mulți ani încă o dată. Deci este vorba de Cecilia. Cilo, acum iertați. Cilo și Maria. La mulți ani. Ați venit din Brașov? Din Brașov. Să țineți puțin. Din Brașov am venit la mulți ani. Am venit cu ceva iute și picant, cu un gulaș. Puțin, dar bun. Da. Cu vinul Restul tocăi este în și cu tocăi și cu vil moșcărta. Eghe, veșne, eghe. Eghe. Să știți că oricum la televizor n-avem voie să gustăm și asta este butaforie. Ars un pic pe gât. Face bine. Face bine, picanteria. Restaurantul nostru este un restaurant picant. La Brașov? Da. Am prieteni acolo și cu mare drag. Cu mare drag, Casa Ungurească vă așteaptă. Perfect, cu mare drag în acolo. Cum se zice, mă, te iubesc în maghiară? Seretlek. Seretlek. Să rămână. Mulțumesc mult de tot. Mergem mai departe la prietenii noștri din Germania. Bună ziua și la mulți ani. Să rămână. Tot din Brașov. Din Brașov, mai bine zis din Hermann. Din Hermann, yes. Și v-ați întors acasă? Da, m-am întors acasă. Eu sunt româncă, da. Trăită în, născută în Ungurime și adoptată de partea săsească a țării noastre. Și am trăit mult în Germania. Unde? În Wiesbaden am trăit. A fost, e bura bun traiu acolo. Era fain și m-am întors acasă. Și deci v-ați întors la casa părintească? Da. Nu părintească, am cumpărat o casă în Hermann și am transformat-o într-un bed and breakfast, ca să înțelegă da, toată lumea. Exact. Așa, și acolo am o bucătărie doar a mea. Serios? Pentru oaspeții. Doamna Marcela, Germania. Da. Dar ce ați adus dumneavoastră aici? Eu v-am adus prăjiturile. Deci e mâncare săsească. Pentru că nimeni n-a adus prăjituri și ce mă bucur! E mâncare săsească? E o prăjitură săsească. Care așa e gândită, nu? Când vin în vizită la cineva, să-i aduci eine torte sau ein Kuchen. Aia, se văd că și-o vorbești germană. Așa, deci e o prăjitură săsească cu un blat de un blat dospit și cu dulceață. Asta este prăjitura pe care o mănâncă și președintele? Exact. Serios? Mai ales președintele. Faceți liniște, astăzi avem desert, prăjitura președintelui. Eu am auzit că astăzi e ziua națională de naștere a lui Măruță. Ha, ce bine sunată! M-am scos! Și mă gândeam de ce nu avem zi liberă încă. Da, nici eu nu înțeleg de ce, dar aș vrea să supun acest... Facem o petiție, că ai văzut cu petițiile. Băgam o petiție și dăm drumul. Noi am vorbit deja, da. Să rămână, vă mulțumesc mult de tot. La mulți ani încă o dată, cu sănătate și multă iubire. Vă mulțumesc mult de tot. Cu mare drag. Danke! Bitte schön! Bitte schön! Gătiți senzațional, cum se zice, țucule? Zicohan! Zi-mă mai tare! Vino puțin, am translator. Credeți-mă că e... Doamnă, credeți că nu vin?
vino puțin aici. Doamnă, în semn de mulțumire că ați venit de la Brașov, eu vreau să vă vorbesc în limba germană. Tocmai de aceea, să-ți fac rost de un microfon. Dați un microfon repede. Am aici echipa mea. Fiți atenți, și echipa profesioniști, colegul meu de la departamentul traduceri, Alex Tucu, eu vorbesc în română, el vă traduce în germană. Eu vă mulțumesc în română și vreau să vă simțiți bine, pentru că dumneavoastră sunteți din Germania. Ich danke in rumänisch und wir sind sehr froh, dass Sie da sind. Ich danke in rumänisch, das war ein super translator. Eu vă vorbesc și el traduce. Da. Doamna Marcela. Frau Marcela. Vreau să vă mulțumesc foarte mult. Ich will Ihnen herzlich danken. Pentru prietenia dintre poporul german și poporul român. Für die Freundschaft zwischen den Deutschen und den Rumänern. Și, okay. Și mă bucur foarte mult pentru această minunată prăjitură. Să vă dea Dumnezeu sănătate și putem să facem această treabă în fiecare început de lună. Da. Doamne ajută, amin. Amin. Ne-am încurcat puțin echipa. Amin ist Sie international. Ja, yes, of course. Und ich warte auf Sie sehr gerne in Honigberg. Și vă așteaptă în Honigberg. Cred că știi germană. In Honigberg, da? Yes, Norbert. Vă mulțumim, respectoși. Unde pleci, băi? Stai aici, stai, mergem mai departe. Ales gute zum Geburtstag. Stai liniștit aici, să rămână. Ales gute zum Geburtstag. Ales gute, zic că Doamne ajută, mulțumim pentru mâncare, să fie primit. Să fie primit, cum se zice în germană? Nu prea există varianta asta de... Adică de pomană primit. Nu există în germană? Doamne ajută! Veneții nu prea dau pomană. Nici nu dau, nici nu iau. Mulțumim mult de tot să fie primit! Das war sehr! Asta a fost foarte corect. A fost corect, corect. Lucrăm doar cu oameni corecți aici. Să mergem mai departe. Mulțumim, Ane! He speak Thai. Yeah, engleză? Engleză, perfect. Thailandez. Thai. No. Știm tot. No. Dumneavoastră sunteți de la Thailanda. Thailanda, yeah. Represent la Kunai. So I small plate like me. Da. But am făcut o farfurie mică, cum e și domnișoara. Știm și engleză, și germană, și franceză. It's a little bit spicy for you. Este puțin cam picată pentru tine, nu te cunoaște. Very little. Believe me. Doar puțin, cred eu. Sunteți foarte drăguță. Yeah. You are very nice. Anyway. Dar și mă, nu trebuie să aduci tot acum. We are waiting to welcome you to Kunai. Da, vina, yeah, Kunai. So better, yeah. Când aveți program? Every day. Dar înțelegeți românește perfect? No. Perfect? Perfect? Însele tot. Tot? Tot? Da, aproape tot. Eu am avut, acum vreau să vă spun sincer, doamna Ane, ceva. Deci mie îmi place foarte mult mâncarea tailandeză și vă mulțumesc foarte, foarte mult. Special. Da, eu am auzit pentru prietenii mei care au fost în Thailand, au zis că... Very special. În Thailanda mai există... În Thailanda mai e renumită pentru ceva. Thailanda e... Yes. Very famous. Very famous. Yes. Of, yeah. Keep witching. Am înțeles. Doamne ajută. Nu, că mă referam la box, Thailanda. Nu era la box. Ah, that's better. Ei s-au gândit la masaj, nu. Muay Thai, Muay Thai. Ia, ce ți-a zis, Alex? Mai ziceți o dată. Yeah? You can do it? Mai cum a zis mai devreme, Muay Thai? Yeah. Mai tare. Ziceți Muay Thai? Cum want e zis? Want to try? Nu înțeles. Thailanda, vă mulțumesc mult de tot. Mulțumesc mult. Sunteți foarte... Thailanda. Good looking. Thank you. Yes. Yes. Prietenul meu, Maikia Gioa. Bună ziua. Bună ziua. La muncear fericit. Da. Maikia? Maici. Numele meu sunt Hiu. Hiu. Corect, numele tău e tot, dar cum se pronunță? Maici? Hiu. Da, e bine Maici? Da, e Maici. Bine. Maici. Yeah. Maici. Cătălin Măruță. Maruta. La mulți ani, fericit. La mulți ani, mulțumesc mult. Am adus aici... Vietnam. Da. Omletă? Da, e la fel, dar nu. Să ziceți ce avem aici. Am făcut din... Miroase foarte bine. Făină de orez. Da, crevet, de orez. Crevet. Crevet. Carne de pot. Da. Mungur soia. Are carne, e bine. Da. Minunat. Și multe condimente. Multe condimente. Da. Deci de la restaurantul vietnamez. Toans. De la Toans, prietenii mei. Foarte bine. Și un nem.
cu carne. Și ceva cu punem cu carne, da, de porc. Sarmale cu carne. Ia, Vietnam. Lăsăm așa, Vietnam, perfect. Mulțumesc mult de tot, Mikey, Mikey. Eu. Eu, Mikey, eu. Oameni buni, mi se pare foarte tare povestea asta, adică de ziua ta să vină, fii atent, din China, Grecia, Turcia, Italia, Japonia, Italia, Mexic, Ungaria, Germania, Thailanda, Vietnam și din Iran, bă, e ceva tare, vă mulțumesc foarte mult, sincer, vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc foarte mult colegilor și colegelor mare. Nici nu pot să vi arăt, oameni buni, sunt exact cum era la, cu turcii, la luptă. În spatele camerelor de filmat. Bă, te rog eu frumos, uite, numai o secundă ajung și la Iran. Vino puțin cu camera, vino puțin. Te rog eu, vino un pic. Ia, nu, păi vin și luăm camera. Vino încoace, să fiu operator. Dă-mi un pic. Dă un pic așa. Da, lasă, ia. Da, eu să-i arăt eu. Uite, ca turci aici. Nu. Așa, uite cum stăteau ei aici, așa. Uitați, dragi colegi, cum așteaptă aici să mănânce. Ia uite-i. Ia uitați. Am mâncat, da. Așa, ca să se înțeleagă foarte clar că nu o să mănânc doar eu. Trebuie să ții mai din mijloc. Da. Aici avem mâncare din Iran? Da, exact. Merzat. Să luăm un loc merzat. Să luăm loc. Din Iran. Că eu am obosit cât am stat. Da. Din Iran. Ce avem aici? Aici m-am gândit la ceva tradițional iranian. Avem orez basmati cu șofran și agrișa acre. Da? Orez basmati cu mărar. Da? Și aici avem mai multe variante de kebab. Kebabul tradițional din carne de oaie. Aici avem kebab cu pui. Da. Zmeurică. Da. Da? Salată. Picant, am înțeles că mănânci picant, am adus mai multe bine. Variante. Mulțumesc roșii mult. Coapte. Da. Foarte bun. Eu sunt fascinat, vă mulțumesc mult de tot. A rămas translatorul. Asta mă întrebam, știi și persoană îmi traduce și mie? Lângă furculița și lângă lingură, stați acolo, poate am nevoie de dumneavoastră. Înțeles. Acum, serios, sunt foarte interesante. Și uite, bă, buchete delicioase, există așa ceva? Buchete delicioase, cine le-a adus? Vă mulțumesc mult, bă, da proste. Translatorul, cred. Ia uite, bă, buchete delicioase. Doamne sfinte. Trebuie să faci un plan foarte important când să le mănânci. Acum am ce să mănânci și ce să mai dai mai departe. Adică, hai să spun ceva. Eu sunt un suflet bun și vreau să mănânc toate aceste lucruri cu prietenii mei de la zero. Cu veverițele de la Red Blond și, bineînțeles, cu colegii mei. Chiar vă mulțumesc mult, foarte mult, dragi colegi și dragi colege. Și vreau să vă spun ceva, dragi telespectatori, înainte de următorul material pe care trebuie să-l urmărim. Vreau să vă zic ceva foarte tare. Astăzi am întrebat și eu în redacție, dragi colegi, ce vreți să mâncați? Să fac și eu cinste, e ziua mea, știți cum se vine cu o bomboană la serviciu? Și colegii mei au zis, Măruță, astăzi nu, vii la ora 12 în redacție. M-am dus la ora 12 în redacție și ce credeți, oameni buni? Toate colegele mele și colegii mei au gătit aseară, ei singuri acasă, în bucătăria lor. Și au adus unul o sarma, unul o salată de beuf, unul un griș cu lapte, unul un tiramisu, unul o ciorbă, unul a adus ciorbă, unul sarmale, unul musaca. Doamne ajută, ce colegi! Și vreau să vă spun ceva, am colege numai bune de măritat, mă rog, care sunt măritate, să o țină tot așa, care nu, e bine, viitorul să ne vând.